Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului și de această dată tot de acasă. Eu sunt Oana Cătănoiu și în această seară o am alături de mine pe doamna Laura Vicol, candidat din partea PSD la Camera Deputaților. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Noi am vorbit destul de mult înainte de emisiune și n-aș fi vrut neapărat să încep cu asta, dar voi începe, pentru că toată lumea are un dinte contra parlamentarilor în general, contra celor care candidează pe rețele de socializare și așa mai departe. S-a spus că dumneavoastră sunteți din București și iată candidați din partea Dojului. S-a spus că apărați persoane nu tocmai plăcute de restul lumii, lucru pe care de altfel, până la urmă, în asta constă profesia de avocat, nu de a apăra doar oameni nevinovați. Eu de 21 de ani sunt avocat și sunt avocat penalist. Mi-am început cariera în avocatură la un mare maestru al avocaturii, Nicolae Cerveni, Dumnezeu să-l ierte, și domnia sa mi-a insuflat dragostea către dreptul penal. Un avocat penalist nu apără îngeri și atunci eu am fost și sunt în continuare demonizată, văd, pentru că mi-am permis să apăr oameni care, în opinia unora, nu aveau acest drept la apărare. În momentul în care am intrat în Baroul București, nu mi s-a dat o listă de persoane indezirabile pe care nu aveam dreptul să le apăr. Pur și simplu mi-am exercitat profesia și spun că mi-am exercitat-o eu cu cinste și onoare timp de 21 de ani. Așa este și normal, repet, aceasta este și convingerea mea că un avocat, până la urmă, trebuie să-și ia toate provocările care îi se oferă. Și asta face diferența între un avocat bun și un avocat mai puțin bun. Totuși, de ce ați Bine, ales să reprezentați Dojul? pentru că Oltenia reprezintă inima României din punct de vedere al tradițiilor, este locul în care tradițiile sunt încă respectate și iubite. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt un om naționalist, sunt un om care își iubește foarte mult țara, sunt un om cu trei copii, sunt mamă de trei copii, sunt mamă de trei băieți și îmi doresc din tot sufletul ca băieții mei să crească și să trăiască alături de mine, de familia lor, în țara lor, în România. Asta ne dorim cu toții, pentru că tinerii ne pleacă din țară, nu numai din mediul rural, ci și din mediul urban. Iată, nu-și mai găsesc locuri de muncă, asta cred că e principala problemă a României. Sau locurile de muncă sunt foarte prost plătite, plătite la negru. Tocmai pentru că este principala problemă a României, Partidul Social Democrat, în programul de guvernare, vizează măsurile privind siguranța locurilor de muncă. 80% din programul de guvernare al Partidului Social Democrat se referă la siguranța locurilor de muncă, pentru că, până la urmă, de aici pleacă dezvoltarea economică a unei țări întregi. Atâta vreme cât asigurăm stabilitate oamenilor, nu au de ce să plece din țara lor. S-ați văzut pe rețelele de socializare și nu numai că PSD întotdeauna a fost considerat un partid al pensionarilor. Iată că dumneavoastră ați început această emisiune prin a vorbi despre tineri, despre proiecte dedicate tinerilor. Cum Pentru că puteți tinerii. șterge această idee fixă? Tinerii sunt generația de mâine. Generația de mâine este generația care ne va conduce și atunci, dacă îi respectăm și le asigurăm stabilitate în propria lor țară, ei nu vor fi nevoiți să-și părăsească țara. Știm cu toții că tinerii pleacă afară să se întrețină numai pe ei înșiși, ci și pe părinții care rămân aici, pentru că, din păcate, situația economică în această țară lasă foarte mult de dorit din punct de vedere al stabilității. Și atunci când Partidul Social Democrat își propune să asigure aceste locuri de muncă, să știți că nu este o măsură populistă atunci când noi vorbim despre creșterea salariilor. Creșterea salariilor, până la urmă, ține de siguranța națională a țării. Atâta vreme cât avem oameni care muncesc și care sunt recompensați pe măsură, pentru că munca fiecăruia trebuie să fie respectată. Și atunci guvernul PSD asta își propune să facă, să respecte siguranța locului de muncă și să ofere stabilitate tinerilor și oamenilor să rămână aici, în țara lor. O să vă dau un exemplu concret. Am fost la un moment dat în Germania și am observat că acolo salariul minim pe economie era, nu știu acum cât este, 1200-1300 de euro, în vreme ce în România este 1250 de lei. Pe de altă parte, prețurile din supermarket erau cu mult mai mici la mâncare.
cred eu, nu știu dacă și la utilități, dar la chirii cumva se apropiau de chiriile din Craiova chiar, iar oamenii din acel salariu își permiteau să trăiască bine, să meargă în concedii, să mănânce la restaurant, lucruri pe care noi românii cu un salariu minim sau un salariu mediu nu ni le permitem decât strângând bani. Și strângând bairele pungii, pentru că de cele mai multe ori trebuie să renunțăm la multe lucruri ca să le avem pe puține altele. Măsurile care pot fi luate sunt măsuri foarte simple, cum ar fi cele care se referă la diminuarea impozitului pe venit sau sprijinirea celor care au venituri mai mici. Toată lumea trebuie protejată și toată această protecție nu poate fi luată decât prin măsuri concrete luate de guvern. Guvernul PSD, pentru că până la urmă noi asta ne dorim, da? Să arătăm românilor că sub guvernarea PSD, asta fiind unul dintre motivele principale pentru care mi-am dorit să fac parte din acest partid, este că este singurul partid care a rămas alături de oameni. Și sub guvernarea PSD, această țară, ne place sau nu, a înflorit. Și atunci guvernarea PSD, pentru că a făcut atâtea lucruri bune, trebuie să revină. Ceea ce se întâmplă în ultimul an, și eu nu obișnuiesc să judec și să comentez lucrurile rele făcute de alții, ci să vin cu propuneri și cu măsuri noi care să atenueze ceea ce s-a întâmplat până acum. Cu o guvernare PSD, consider eu că lucrurile și-a revenit la normal în această țară. Este un an care nu ne-a afectat doar pe noi românii, ci întreaga planetă. 2020 cred că va fi un an care va fi ținut minte de acum înainte foarte multă vreme. Ce considerați că au greșit cei care sunt la guvernare? Ce ar fi trebuit făcut astfel încât să nu crească numărul persoanelor cu coronavirus, astfel încât să nu înghețe Horeca, astfel încât să nu se închidă școlile? A fost o debandată totală. Acum, dacă ne raportăm strict la subiectul legat de școală și de învățământ, am doi copii care învață online. Băiatul cel mare are 18 ani, în clasa 12, acum se pregătește de BAC, și cel mijlociu 10. A prins cea este mai grea complet perioadă, iată. Nu, și este complet acest învățământ online. Copiii mei se numără printre copiii norocoși care au tablete și care se pot conecta la internet. Însă, din păcate, în țară situația este una dezastroasă. Tabletele nu au ajuns la timp, numai că nu au ajuns la timp tabletele, nu au fost pregătiți pedagogii pentru acest învățământ online. Pentru că sunt foarte mulți învățători, foarte mulți profesori care încă nu știu să gestioneze această problemă. Peste vară trebuiau implementate o serie de măsuri care să diminueze acest risc al copiilor. Este un an pierdut. Iată, în premieră aud acest lucru și așa este, aveți dreptate, pentru că au avut vacanță, timp în care puteau să facă niște cursuri, astfel încât să se obișnuiască cu computerele, cu modul de a preda online și așa mai departe. Exact, puteau fi făcute cursuri de pregătire, în primul rând pentru profesori. Profesorii sunt cei care predau copiilor. Mare parte din acești profesori, și mă refer la cei din mediul rural, nu știu să folosească toate acestea. Este cumplit de greu pentru cineva care sau cei trecuți de o anumită vârstă, de asemenea. Exact, care nu au avut de a face cu online-ul. Vă spun sincer că și eu, în anumite situații, îl chem pe băiatul meu cel mare ca să mă învețe și să-mi arate cum să folosesc anumite lucruri. Imaginați-vă că un profesor pus în fața unei camere trebuie să predea unor elevi și poate nu știe cum să facă acest lucru, ca să-l facă cât mai bine, pentru că asta este foarte important. În procesul educațional, cel care se adresează, profesorul, trebuie să fie pe deplin pregătit pentru a putea oferi educația necesară copiilor. În mediul rural sunt mare parte din copii care nici măcar de internet nu beneficiază și atunci stau și mă întreb ce fac ei cu acest an pierdut. Sunt școli care nu trebuiau închise în anumite zone. Afară sunt școli care funcționează, cel puțin pentru învățământul primar. Și acum trecem la alte probleme care țin de comunicarea între copii. Vreau să știu și eu cum un copil în clasa 0 învață online să facă primele bastonașe, când el trebuie ajutat, impulsionat. Sau și mai rău, cum un copil poate să facă grădiniță online? Imaginați-vă un copil de 3-4 ani care este obligat să stea efectiv în fața calculatorului când ar trebui să socializeze. Exact. Nu pot să-mi imaginez cum se face această grădiniță online. Nu
Asta îi ajută, socializarea. Să socializeze între ei, trebuie să știe, să se împrietenească, să vorbească, să se nască prietenii la grădiniță, la școală. Toate aceste lucruri le-au fost furate, pur și simplu. La mine a fost o situație inedită cu băiatul cel mijlociu, când a trebuit să facem ora de sport în fața calculatorului. Ne-am descurcat până la urmă. Da, dar cei care locuiesc, nu știu, 5 într-o garsonieră, pentru că sunt foarte multe cazuri, sau un apartament de două camere, locuiesc și cu bunicii, și cu părinții, și cu frații. Sunt foarte, foarte multe cazuri de genul în România. Unde ar face ora de sport? Pe dulap? Este cunoscut, pentru că sunt mama, automat că mă interesează în mod special tot ceea ce ține de educație și chiar am scris. Eu știu că lumea probabil mă condamnă din anumite puncte de vedere și mă întreabă de ce mă bag acolo unde nu-mi fierbe oala, ca să folosesc o expresie românească. Păi cred că tuturor ne fierbe oala acolo, adică suntem preocupați de viitorul nostru, a copiilor noștri. Suntem mai buni la judecat decât la găsit soluții, pentru că până la urmă toată lumea vrea să găsească soluții. În această situație de criză în care ne aflăm cu toții, cred că ar fi trebuit să se uite de coloratura politică și de foarte multe alte ambiții care până la urmă furnează procesul educațional. Pentru că ne referim la educația copiilor, copiii sunt toți ai noștri, copiii nu fac parte din partide politice, copiii nu trebuie să răspundă pentru greșelile altora. Am făcut un studiu pe care l-am și publicat pe site-ul meu, referitor la banii care sunt băgați în educație. Este cumplit să vedem că România alocă cel mai puțin pentru educație, 2,7%, dacă țin minte, că nu vreau să greșesc și nu vreau să folosesc date ca ulterior să fiu cenzurată că le-am folosit greșit. Este păcat că nu se investesc bani în educație. Să ne aducem aminte cu toții că școala românească este o școală extraordinar de bună și foarte mulți din tinerii care pleacă afară și sunt coptați la diverse instituții, sunt coptați tocmai pentru că școala românească a fost și este recunoscută peste hotare. Însă în acest ritm, nici măcar aici nu vom mai fi campioni, nici măcar la școală. Mai este o problemă cu școala, nu știu cât de mult vreți să dezvoltați subiectul, sunt acele meditații pe care copiii sunt obligați să le facă. Ce se întâmplă? Nu este învățământul care, de altfel, câte ore fac pe zi? 6-7 ore? Nu sunt suficiente? De ce trebuie să mai meargă și în particular? Sau profesorii nu-și dau interesul? Vă întreb asta pentru că sunteți mamă. Și dacă ajungeți în Parlament, eu sper că veți schimba ceva. Sau atunci când veți ajunge. Pentru mine este important ca toți copiii să aibă acces egal la educație. Din păcate, în mediul rural, și aici vă dau un exemplu concret, pentru că m-am lovit de aceste probleme, le-am întrebat în mod special în momentul în care am luat legătura cu oamenii cu care am putut să iau în aceste condiții vitrege, cu distanțări sociale, cu lume cât mai puțină la adunările pe care am încercat să le fac. În mediul rural, de exemplu, sunt foarte mult suplinitori. Eu cred că o bună educație, inclusiv a celor din mediul rural, ar conduce la lipsa abandonului în școală. Sunt foarte mulți copii care se lasă de școală în mediul rural tocmai din acest motiv. Ei nu sunt stimulați. Ei nu sunt învățați să le placă școala, să învețe, sunt aduși suplinitori, cu tot respectul pentru acești oameni care încearcă să-și practice profesia așa cum pot ei mai bine. Atâta vreme cât nu-ți dai interesul ca pedagog, nici copilul nu este stimulat să învețe. Atâta vreme cât nu-i asigur copilului condiții să învețe, el nu va face niciodată cu plăcere și cu dragoste de carte. Colegul dumneavoastră, Cosmin Durle, spunea acum 2 zile la mine în emisiune că ar vrea cumva să ofere tablete tuturor copiilor și celor din mediul rural și iată să se treacă la această treaptă în învățământ. Ar fi extraordinar de bine să se poată face acest lucru și sunt convinsă că se poate face. Da, probabil că material nu ar fi atât de greu, este vorba doar de inițiativă și de dorința de a schimba ceva. Exact, și de participarea tuturor, pentru că până la urmă în acest proiect trebuie să participăm cu toții, părinți, cadre didactice, guvern, și aici pornesc de la simpla calitate de părinte pe care
o avem cei cu copii. Noi toți trebuie să ajutăm să facem ca aceste lucruri să meargă. Cum se poate face acest lucru să meargă? Prin dorința de a face ceva. Toate tabletele date în timp util, pregătirea profesorilor să umble pe aceste tablete, dorința lor de a arăta copiilor că și acest învățământ online poate fi făcut. Este foarte greu, este adevărat, este foarte greu. Noi ne plângem că nu avem tablete, dar sunt multe locuri fără internet în această țară. Sunt multe locuri, exact așa cum a spus dumneavoastră, avem case, camere, garsoniere în care stau 3-4 copii. Ce liniște pot să aibă ei în momentul în care se desfășoară orele de curs și cum asigurăm participarea lor în integralitate? Cum participă acei copii la școala online când trebuie să fie 3 sau 4? Nu au nici... Este foarte greu. Este cumplit de greu. Și nu este o situație care să se rezolve în curând, pentru că nu știm când va apărea efectiv un vaccin, când va fi administrat, cât va mai dura până la urmă această pandemie. Cu toții ne rugăm la Dumnezeu să treacă această pandemie, pentru că este cumplită. Este cumplită din toate punctele de vedere. Economia țării este la pământ, nu sunt încurajate deloc micile afaceri din care omul până la urmă își câștigă pâinea pe care o pun pe masă zi de zi. Nu sunt stimulate micile întreprinderi. Am văzut ce s-a întâmplat cu toții, da? S-au închis piețele. Nu numai că nu sunt stimulate, exact, s-au închis. Asta este revoltător. E chiar fără logică și revoltător. Vă spun sincer și chiar dacă va fi interpretat ca un semn de slăbiciune din partea mea, asta e, sunt om. Credeți-mă că după fiecare târg plângeam în mașină pentru că nu-mi venea să cred când vedeam atâția oameni în vârstă care cu mâinile înghețate de frig vindeau câte o legătură, două de mărar, câte o legătură, două de roșii. Și în parcările mall-urilor, când mă întorceam în capitală, vedeam atâtea mașini. Adică este cumplit atâta opulență. No. Storii, în detrimentul oamenilor din țara ta. Este cumplit tot ce s-a întâmplat. Așa cum ați văzut cu toții, președintele partidului chiar a solicitat în mod public să se deschidă piețele, pentru că oamenii din asta trăiesc cu reguli de distanțare care pot fi respectate. Aceste piețe puteau să fie, să-și deruleze activitatea în continuare. Vedeți? Am emoții. Eu când vorbesc de oameni, mă emoționez, n-am ce să fac. Așa sunt eu și sper să nu mă schimb. Așa am fost crescută și am fost educată, să-mi iubesc aproapele și să-l ajut. Indiferent cum, să-l ajut. Cred că toți avem emoții când ne gândim la această imagine pe care ați descris-o cu bătrânica, care stă cu o legătură de leuștean în mână, în frig, peste care mai vine și poliția colac peste pupăză, pentru că asta se întâmplă, că nu stă tocmai legal. Și iată, în supermarketuri, așa cum spuneam, este o măsură pe care nimeni n-a înțeles. În supermarket unde este spațiu închis, aer, ventilație, da? Acolo riscul este foarte ridicat. Asta este un lucru care pe mine m-a revoltat de la bun început. În loc să se ia măsuri de prevenție, la noi se sancționează totul. Adică de ce nu te duci într-o piață sau într-un loc să explici omului ce este bine să facă, ceea ce este legal să facă și te duci din start să închizi afacerea, să-l dai afară, să-l blochezi. La noi tot timpul s-a mers pe sancționare și nu pe prevenție și ăsta este un lucru care trebuie reglementat de la bun început. Eu consider că atâta vreme cât s-ar fi luat niște măsuri care puteau fi implementate și respectate la nivel de comunitate, nu s-ar fi ajuns în această situație, dar este mai ușor să dai cu parul decât să construiești. De asta sunt afectate, exact de ce povesteați dumneavoastră, și micile întreprinderi, pentru că iată cum îți deschizi o firmă, nu știu din ce motiv, nu vreau să dezvolt prea mult subiectul, poate în altă emisiune dacă ne mai onorați cu prezența. Sunt sancționate micile firme sau sunt închise pentru că amenda este atât de mare încât omul nu-și mai permite să-și continue activitatea. Adică au mai fost proiecte de T-Startup care au încurajat tinerii, dar foarte greu de accesat și iar îți trebuia bani să faci acel proiect dacă nu știai să-l faci singur. Sunt foarte multe proiecte care pot fi puse în practică și din această cauză programul de guvernare al Partidului Social Democrat vine cu o grămadă de măsuri care pot fi luate din toate aceste puncte de vedere.
Nu am înțeles niciodată de ce la noi în țară, în loc să fie încurajate întreprinderile mici și mijlocii, li s-a pus piciorul pe gât, efectiv, în detrimentul, în avantajul celor mari. Oamenii de la noi din țară au afaceri mici, pentru că asta e, nu toți se descurcă. Și atunci, în loc să fie încurajați, în loc să fie stimulați, un alt ajutor ar fi trebuit să fie dat părinților care au copii. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Toate aceste ajutoare trebuie să vină pentru că altfel economia se face de râpă. Vom ajunge într-un moment în care vom auzi de la guvernul PNL că nu mai sunt bani, nici de pensii, nici de salarii și atunci ce o să facem? O să murim cu toții de foame? Părinții n-au fost încurajați nici măcar acum sau, nu știu, poate așa, de ochii lumii, dar majoritatea sunt nevoiți să renunțe la jobul lor pentru a sta cu copiii acasă. Aceasta este situația în prezent. Din această cauză este vital să fie luate măsuri pentru creșterea natalității prin susținerea salariilor care au copii. Pentru că atâta vreme cât tu știi că ai un sprijin de la țara ta în care îți crești copiii, și că poți să beneficiezi de anumite indemnizații și poți să beneficiezi de o anumită ușurință în achiziția unei locuințe, pentru că și asta este foarte important. Tinerii în ziua de astăzi, m-am întâlnit mai devreme cu o familie, cu tineri, care îmi spuneau că le este teamă să facă un copil pentru că nu știu dacă au cu ce să-l crească și că mai bine să mai stea încă vreo 5-6 ani, să-și asigură o siguranță materială și după aceea să se gândească dacă să facă un copil sau nu. Și iată, după 5-6 ani e posibil, biologic vorbind, să nu mai poată face un copil. S-a întâmplat în multe cazuri ale cunoștințelor mele. Așa cum spuneați, o problemă mare este și lipsa locuinței personale. Mulți nu-și permit să facă un credit sau să-l achite, chiar dacă fac un credit. Noroc că nu se mai dau credite atât de mari cu atât de mare ușurință. Și foarte, foarte mulți dintre tineri locuiesc încă la 35-40 de ani cu părinții. De această cauză trebuie luate măsuri pentru protecția acestor oameni, pentru protecția tuturor. Toți trebuie să beneficiem de acest sprijin și de reduceri de impozit și de ușurință în achiziția unei locuințe și de sporuri pentru cei care au copii. În Ungaria, mamele cu trei copii sunt considerate mame eroine, au sporuri salariale, au beneficii de tot felul. Un guvern nu poate să asigure sume de bani care să acopere toate aceste necesități, însă cu un calcul corect, dar nu cu reduceri de unde nu trebuie să se reducă bani, cu reduceri de bani acolo unde sunt prea mulți. Eu consider că poate să fie stabilit un echilibru în toate aceste măsuri luate și atunci toți pot să se gândească și să-și achiziționeze o locuință și să facă un copil și să fie sigur că dacă fac un copil nu-și pierd locul de muncă și au cu ce să crească copilul respectiv și așa mai departe. Trebuie doar puțină bunăvoință. Salariile sunt foarte mici. Un salariu minim pe economie este 1250 de lei. Nu știu dacă a crescut la 1450, nu știu sigur, s-ar putea. Un om practic nu-și poate plăti nici măcar utilitățile în timpul iernii din acest bani. În vreme ce în celelalte țări europene este cam 1300, 1200, 1300, 1400 un salariu minim pe economie. Pentru că nu vreau să vorbesc exact raportat la cifre, eu o să vorbesc la modul general. Și știu că toate țintele pe care și le-a propus Partidul Social Democrat în programul de guvernare sunt comparabile cu rezultate care deja au fost obținute în guvernarea precedentă. Dacă facem o analiză comparativă în ultimii 30 de ani, pentru că toată lumea a vorbit că în ultimii 30 de ani a fost mai guvernare PSD. Nu este adevărat. Guvernarea a fost împărțită în două, 15 ani PSD-ul, 15 ani PNL-ul. Sub guvernare PSD, eu cred că toată lumea știe ce rezultate au fost și cum a înflorit această țară. Micii producători au fost încurajați, agricultura a mers, s-au făcut multe lucruri. Trebuie să li se dea o șansă să se facă aceste lucruri în continuare. Trebuie să ni se dea o șansă, pentru că eu și acum consider că Partidul Social Democrat poate să facă lucruri în această țară și sunt convinsă că le va face. Ce proiecte dumneavoastră, la ce proiecte v-ați gândit, ce le propuneți alegătorilor sau ce le promiteți? Eu sunt mai atipică, să spun așa, și m-am dus
cu răbdare și cu dragoste și cu toată deschiderea către toți oamenii cu care m-am întâlnit și îmi pare extrem de rău că această pandemie mă oprește să merg din ușă în ușă, pentru că asta mi-aș fi dorit să fac. Am vorbit cu toți primarii pe care am avut posibilitatea să-i întâlnesc în condițiile de distanțare pe care le-am respectat cu toții, pentru că asta trebuie să facem. Pentru fiecare toți comunitate primarii din județul Dolj, da? Primarii din județul Dolj, evident, pentru că eu reprezint județul Dolj când spun unde am fost. Eu spun la mine acasă. Eu, chiar dacă nu sunt olteancă, mă consider adoptată, de ea am fost primită cu sufletul deschis și cu brațele deschise și sunt atât de mândră că pot reprezenta județul Dolj în Parlament. O să vă întâlniți de foarte multe ori cu mine și chiar dacă mi s-a spus că după această campanie electorală o să fiu văzută mai rar în Dolj, îi asigur pe toți de contrariu, o să se plictisească de câte ori o să se întâlnească cu mine acolo în Dolj, pentru că am de gând să fac foarte multă treabă. Cu ce ați începe? Ce vi se pare, Doamne, cel mai, nu știu, cel mai urgent de rezolvat? Sunt foarte multe probleme la noi în județ. Sunt trei probleme principale. Sunt trei probleme principale. Sunt problemele legate de infrastructură, sunt problemele legate de rețeaua de gaze și canalizare și problema locurilor de muncă. Sunt cele trei probleme principale de care m-am lovit în fiecare loc în care am fost, în campanie mai am locuri în care să ajung. Dar în marea majoritate a locurilor în care am fost, acestea sunt problemele principale. Nu se pot rezolva de azi pe mâine, dar soluții pentru rezolvarea lor există cu siguranță. Atâta vreme cât ai infrastructură, orașele se dezvoltă. Atâta vreme cât ai rețea de canalizare și gaze, poți oferi investitorilor să vină să dea drumul la treabă. Și atunci când dai drumul la treabă, oamenii au ce să pună pe masă și atunci se relansează practic economia. Pentru asta ne referim. Eu știu că din perspectiva profesiei pe care o am de avocat, o să se întrebe toată lumea, stai puțin, dar de ce vrei să vorbești despre infrastructură sau despre locuri de muncă? Pentru că nu e treaba ta. Eu nu mă duc numai cu meseria mea de avocat. Asta e treaba tuturor până la urmă. Adică nu suntem ingineri să spunem cum se proiectează. Iar un politician, atâta vreme cât are o echipă bună în jurul lui și vrea să facă treabă, o va face cu siguranță. Nu trebuie să fii doctor în drept sau doctor în agricultură sau doctor în infrastructură. Trebuie să ai dorința de a face lucruri și de a ajuta omul, pentru că în momentul în care te duci să fii politician în Parlament, reprezinți atât oamenii care te votează, dar și oamenii care nu te votează, pentru că toți suntem români, indiferent de coloratura politică. Din păcate, acest aspect s-a pierdut pe drum. M-am lovit de probleme în teritoriu, de primari PNL, care refuză să dea ajutoarele sociale oamenilor pentru că și-au permis să voteze cu PSD-ul. Ei uită că și PSD-iștii tot români sunt. Și în aceste condiții, lumea trebuie să uite că oamenii fac parte din PSD sau din PNL. Dacă ai fost ales primar unei comune, ești primar nu numai pentru cei care te-au votat, dar ci ești primar și pentru cei care nu te-au votat. Trebuie să faci lucruri bune pentru toată lumea, pentru că reprezinți o comunitate întreagă. S-a întâmplat de altă și parte, vedem oamenii sunt... Da, nu v-am auzit acum prea clar. Asta voiam să spun și cu asta închid acest subiect. Din păcate, guvernul PNL ajută doar primarii PNL. Eu sunt un om direct și îmi place să spun lucrurilor pe nume. Sunt primar PSD care nu primesc ceea ce li se cuvine să primească de la guvern pentru că își permit să reprezinte partidul care nu este acum la guvernare, ceea ce este un lucru revoltător pentru toți oamenii. Într-adevăr, acestea sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple și până la urmă primarii din mediul rural ar trebui să fie votați nu pentru că fac parte dintr-un partid, asta este părerea mea proprie, ci pentru ceea ce au realizat ei ca oameni, pentru ce vor să facă în comuna respectivă. Până la urmă fiecare își alege partidul în care crede cel mai mult, care crede că îi va susține proiectele și așa mai departe. Cu siguranță și din acest motiv spun că românii sunt români, indiferent de partidul din care fac parte, iar politicianul care îi reprezintă în Parlament trebuie să îi reprezinte pe toți.
Eu voi reprezenta județul Dolj cu cinste și onoare, atât pe cei care votează PSD-ul, dar și pe cei care nu fac parte din Partidul Social Democrat. Pentru că toți avem nevoi, toți trăim în această țară și toți trebuie să facem echipă dacă vrem ca lucrurile să meargă în direcția dorită de noi. Iar direcția dorită de noi, sper din... Credeți că le veți schimba chiar și opțiunea politică? Văzând realizările partidului sau ale dumneavoastră? Nu știu dacă pot să le schimb opțiunea politică, pot însă să-i asigur că politicienii Partidului Social Democrat sunt politicienii tuturor românilor, nu numai ai partidului. Asta ar trebui să fie valabil pentru toate partidele. Eu sper că veți aduce această schimbare în politică. Dumneavoastră sunteți femeie, sunteți avocat, ați spus că ați fost criticată pe nedrept, spun eu, pe rețele de socializare. Cum sunt văzute femeile în Parlament? Mai există misoginism? Cred că misoginismul încă definește o bună parte din... Încă definește România, aș spune eu, pentru că în multe categorii femeile se plâng de aceste piedici pe care bărbații le pun, dar nu numai bărbații, chiar și femeile sunt revoltate atunci când o altă femeie ajunge într-o funcție de conducere. Eu una mă amuz când mai văd comentarii pe Facebook. Sunt oameni care mă critică și îmi spun că la vârsta mea de ce vorbesc despre copii când habar n-am cum se cresc. Ui, anunț că am 45 de ani și trei copii acasă. Practică mulți înainte. Ăsta e un lucru pozitiv, adică ar trebui să vă încânte. Vă critică pentru că sunteți frumoasă. Ei, nu știu dacă sunt chiar frumoasă, sper să fiu plăcută și să... Acum, dacă, nu poate nici să mă iubească toată lumea, că dacă m-ar iubi toată lumea ar fi ceva în neregulă. Nu-mi place nici să mă victimizez și nici să mă laud singură. Vreau să vorbească rezultatele despre mine, așa cum am făcut-o în avocatură, așa o să fac și în politică. O să merg până la capăt pentru orice proiect pe care îl doresc să-l susțin. Am fost demonizată că sunt avocat penalist, am fost stigmatizată pentru că mi-am permis să apăr oameni, am fost jignită pentru că am fost cercetată la rândul meu într-un dosar, nu a fost un dosar cu o faptă de corupție, a fost un dosar în care mi-am permis să apăr un client care nu trebuia să fie apărat de nimeni. Am avut 3 ani de zile de chin, am avut 3 ani de zile în care mi-am pierdut o sarcină, mi-am îngropat bunica, dar din care am ieșit până la urmă cu capul sus, achitată de ambele instanțe de judecată. Singurul meu of este că mi-am condus bunica pe ultimul drum fără să știe cum s-a terminat absolut tot. Că ați fost achitată. Bine, întotdeauna avem un of când pierdem pe cineva drag. E bine că s-a terminat totul cu bine și iată că nimeni nu ar trebui să vă reproșeze ceva din acest punct de vedere. Nu știu dacă e cineva, eu nu judec pe nimeni și nu mi-a permis să judec niciodată pe nimeni, consider că numai Dumnezeu ne judecă pe toți. Fiecare om este liber să gândească ce dorește, eu știu cum sunt, știu ceea ce sunt, nu mă justific în fața nimănui pentru că mi-am permis timp de 21 de ani să fiu avocat penalist, până la urmă așa mi-am câștigat pâinea. Ca avocat penalist nu am apărat îngeri, am apărat oameni care au avut probleme penale și cred eu, și așa am fost învățată, că fiecare om are drept la apărare. Până la urmă, eu chiar cred că a reuși într-un astfel de dosar a apăra infractori înseamnă că ai procesele cele mai importante. Asta învățam noi chiar și din filme, în momentul în care ne uitam la un film american. Așa că eu chiar cred cu tărie acest lucru, că un om trebuie să-și facă profesia pe care a ales-o cu demnitate și bine, indiferent că apără un infractor, indiferent că apără un om nevinovat. Până la urmă nici nu avem de unde să știm dacă e nevinovat sau nu. Instanța de judecată decide dacă omul care este adus în fața unei instanțe este infractor sau nu. Până la urmă toți beneficiem de prezumția de nevinovăție. Mă bucur cu rezultate bune în profesia mea de avocat. Cred că în proporție de 80% mi-am câștigat dosarele și spun eu că am obținut soluții drepte și echitabile.
Cei care au fost sancționați de justiție, probabil au meritat să fie sancționați, până la urmă fiecare răspunde pentru ceea ce face. Ca avocat aper, ca procuror acuz, instanța de judecată este cea care decide asupra nevinovăției persoanei aduse și supuse judecății. Trecând peste aceste piedici pe care unii încearcă să vi le pună, până la urmă să știți că toți politicienii sunt criticați pe Facebook și alte rețele de socializare, nu sunteți singura, nu sunteți prima, nu cred că vă încălzește acest gând, dar cumva trebuie să vă obișnuiți cu ideea că, iată, este un întreg val de bullying și de hating pe rețele de socializare. Cumva românii, pentru că nu mai au încredere în parlamentari, au tendința de a jigni pe oricine, special pe cei noi apăruți în politică. Da, există această tendință. Până la urmă, lipsa încrederii este justificată, cel puțin la ce am asistat cu toții în ultimul an. Este normal ca omul, știți că au fost momente când m-am dus în teritoriu, oamenii nici nu știau că sunt alegeri în 6 decembrie și ne întrebau, dar ce mai alegem, că ne-am ales primarii, de ce trebuie să mai mergem încă o dată la vot? Lumea trebuie să înțeleagă fiecare că votul contează. Noi prin votul nostru putem schimba sau putem fi complici la anumite lucruri. În momentul în care nu ieși să votezi, atunci îți asumi ceea ce se întâmplă. Un drept la vot este un drept constituțional pe care fiecare om trebuie să și-l exercite. Dreptul la vot este dreptul nostru al fiecăruia. Acum, dacă fiecare consideră să facă ce dorește cu acest drept. Eu am susținut de la bun început că aceste alegeri din 6 decembrie trebuiau amânate în contextul pandemiei în care ne aflăm. Este foarte trist că traversăm această perioadă grea. Și este foarte greu pentru toți să se motiveze și să iasă la vot. Atâta vreme cât sunt respectate regulile de distanțare, auzim tot timpul că trebuie să purtăm mască, o purtăm. Vă spun sincer, nu știu dacă am văzut 10% din oameni de pe stradă fără mască. Toți ne spălăm mai des pe mâini. Minimul cu respectarea acestor reguli. Aici mă contrazic, sunt mulți care... Da, cu siguranță la vot va fi respectată această măsură de a purta masca. Pe de altă parte, sunt mulți care o poartă necorespunzător. Eu sper că au învățat din această pandemie că trebuie să fim responsabili. Cred că pentru dumneavoastră, politicieni, e și mai greu acum, în preajma alegerilor, să vă riscați sănătatea, să vă riscați viața până la urmă, atât a dumneavoastră cât și a apropiaților, mergând din sat în sat, luând contact cu o mulțime de oameni. Este o campanie de-a dreptul ciudată, atipică. Este o campanie ciudată și o campanie foarte grea. Bine, pentru mine este prima campanie, este prima dată când mă lovesc de toate aceste lucruri, însă până la campanie, să știți că eu în continuare mi-am exercitat și mi-exercit profesia de avocat. Eu mă duc în instanțele de judecată, acolo toată lumea poartă mască. Peste tot pe unde am fost, v-am spus, în teritoriu, toată lumea respectă regulile. Mă doare să văd ceea ce se întâmplă, ceea ce trebuie să vedem când mergem și vedem acești oameni amărâți, în piețe, înfrigurați. Cu ce ajută o mască pusă pe față? Nu era mai bine să fie într-un loc cald în care să-și poată să-și vândă marfa cu niște reguli de distanțare pe care ei sunt convinsă că le-ar fi respectat? Este foarte greu, este foarte greu pentru toți, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece și de această perioadă. Și nu doar cu ajutorul lui Dumnezeu, ci cu ajutorul unor măsuri corespunzătoare, aș spune eu. Pentru că nu ne putem baza. Iată, Dumnezeu ne dă tot ce trebuie, dar dacă nu știm să folosim, ajungem în situații de genul. În care, așa cum spuneați și dumneavoastră, iată, mor oameni de alte afecțiuni pentru că nu mai sunt locuri în spitale. Iată, s-a extins atât de mult. Este complicat ce se întâmplă, pentru că să știți că e o tragedie într-adevăr de mari proporții. În România nu se suferă numai de COVID. În România sunt oameni cu grave probleme medicale care nu mai pot fi tratate în spitale din cauza acestor măsuri împotriva COVID-ului. Avem cazul recent al gravidei din Craiova, da, care a murit. A fost
A fost cumplit când am A fost aflat știrea. cutremurător, într-adevăr, a murit singură A murit și cred că singură, n-a a fost murit singură singurul de ce? caz. Pentru că nu i s-a dat primul ajutor din cauza rezultatului care încă nu sosise. Sunt oameni care mor pe capete din cauza bolilor cardiovasculare în România, pentru că astea sunt principalele boli. Este într-adevăr o problemă. Iată, o să completez ce a spus dumneavoastră. Eu n-am fost confirmată pozitiv cu COVID, însă sunt contact. Fetița mea, din păcate, are COVID, de aceea ne și întâlnim în acest context online. Pe de altă parte, rezultatul meu a venit neoficial, pentru că oficial, după aproape o săptămână, nici acum nu am primit rezultatul. Să știți că aici nu... Adică pentru... Este cumplit, lucrurile se mișcă atât de rău, iar dacă aș fi avut în acest timp o formă gravă de COVID, cu siguranță nu s-ar mai fi putut face nimic. Așa cum s-a întâmplat în multe alte cazuri. Din păcate, lucrurile acestea stau foarte prost la nivel de țară, nu numai la nivel de județ. Nu înțeleg de ce s-a refuzat această testare. Oamenii nu au acces la testare. Un test într-o instituție privată costă aproape 400 de lei. La stat, dacă vrei să te duci să te testezi, pur și simplu, vrei să te duci să te testezi. Poate ești asimptomatic, dar vrei să vezi dacă ai, ca nu cumva să îmbolnăvești pe cei din jur. Ești stai programat atât de la mult o după rezultat până... Exact. Exact. Românii în acest moment nu au acces egal la sănătate și asta este iar o problemă care trebuie rezolvată. Atâta vreme cât s-ar fi putut testa masiv în această țară, s-ar fi putut lua măsuri certe, clare și determinate cu privire la oamenii care suferă de această boală, de acest COVID, de acest carcalac, cum îl numesc toți. Am impresia că această denumire până la urmă i s-a dat și ca să mai atenueze din nenorocirea cu care acest virus acționează asupra organismului, pentru că de la o lună la alta vedem clar că acționează în mod diferit, apar forme din ce în ce mai grave, iar primul ajutor care trebuie să fie dat câteodată nu mai este suficient, din păcate. Testarea masivă trebuia să fie făcută încă de la bun început, de la începutul anului. S-a stat, nu s-a testat, deja a fost... Și deja este prea târziu, pentru că, iată, foarte puțin din cunoscuții mei sunt cei care nu au coronavirus. Restul, iată, eu am fost un caz fericit, cu probabil o imunitate bună, nu știu care este... Eu vă spun sincer că aud din ce în ce mai multe cazuri. Cred că 80% din cunoscuții mei care vorbesc la telefon, toți îmi spun că au avut sau că l-au. Se împrăștie extraordinar de repede, iar măsurile care trebuie luate în acest moment nu mai pot fi luate din cauza numărului foarte mare de îmbolnăviți. Din păcate s-a ajuns într-un punct în care nu știu cât de mult mai putem frâna transmiterea acestui virus. Și nu știu dacă mai putem trata oamenii afectați de COVID, pentru că iată, nu mai sunt locuri la ATI sau în spitale în general, nu doar la ATI. Nu avem ce ne trebuie astfel încât să facem față. Pe de altă parte, iată, revolta cea mai mare a oamenilor este faptul că se organizează alegeri în această pandemie, acum, cu număr crescând în fiecare zi mai mult și mai mult de bolnavi de COVID-19. Ce părere aveți despre organizarea alegerilor acum? Eu am în condițiile în care, iată, școlile au fost închise. Eu am fost împotriva acestor alegeri, a organizării acestor alegeri în 6 decembrie. Partidul Social Democrat și-a exprimat punctul de vedere de la bun început că aceste alegeri ar trebui să fie amânate. Este evident acum pentru toată lumea că dacă alegerile ar fi fost duse în martie, Partidul Național Liberal ar fi pierdut foarte mult din electorat, pentru că toată lumea vede cum a fost gestionată această criză a COVID-ului și a fost gestionată într-un mod defectuos. Trebuiau să fie luate măsuri, nu au fost luate. Pacientul nu a fost niciodată pus pe primul loc, au fost prioritizate ambiții politice în loc să se asigure de sănătatea omului. Și asta este un lucru foarte grav. Credeți că oamenii vor ține cont, nu știu, poate vor da un vot negativ sau din contră vor o schimbare cu adevărat? Eu sunt convinsă că românii vor o schimbare cu adevărat, sunt convinsă că românii au văzut în ultimul an de zile ce s-a întâmplat sub guvernarea PNL și sunt convinsă că românii vor să schimbe lucrul, să te ferești de puterea poporului.
este o vorbă. Pe 6 decembrie vom vedea cu toții dacă această guvernare PNL din ultimul an va fi validată sau nu. Mai avem doar câteva minute până la finalul emisiunii, așa că vreau să le transmiteți ceva telespectatorilor noștri. De ce să meargă la vot? Până la urmă, riscându-și cumva și sănătatea, deși zic eu că dacă se respectă măsurile de protecție și de distanțare, mergând la vot nu vom păți absolut nimic. De ce să meargă la vot? De ce să aleagă PSD și de ce să vă voteze pe dumneavoastră? Partidul Social Democrat este singurul partid care a rămas lângă oameni. Din această cauză sunt mândră că fac parte din el și sunt mândră că pot face lucruri. Îndemn oamenii să iasă la vot, pentru că prin votul lor pot schimba ceea ce se întâmplă acum. Suntem cu toți martorii unei guvernări dezastruoase, suntem cu toți martorii unei guvernări care nu-i pasă de omul de rând, suntem cu toți martorii unei guvernări care nu a făcut nimic pentru această țară. Și cred că a venit momentul să schimbăm ceva. Prin acest vot putem să schimbăm ceva. Asta îmi doresc și eu, ca lucrurile să se schimbe, cumva să ieșim din acest coșmar. Sper că se va întâmpla în curând, sper că ne vom auzi și revedea cu bine aici la Capital TV și la Craiova, pentru că ne-ați promis că veți fi prezentă mai des la noi în oraș și la noi în județ și că alegerile vor decurge în deplină siguranță. Și eu îndemn ca și dumneavoastră, ca oamenii să meargă la vot și să voteze... și schimbarea, bineînțeles, să voteze cu sufletul și pentru partidul în care ei cred, care cred că va schimba ceva. Cu sufletul. Asta este cel mai important. Cu siguranță mă veți vedea, pentru că sunt un om care își respectă promisiunile și prima mea promisiune pe care o fac doljenilor este că voi fi acolo. Eu vă voi chema de câte ori veți reveni aici la noi în oraș. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Așa cum spuneam, sper să ne vedem în alte condiții și să scap și eu de izolare. O seară plăcută și mult succes! Sănătate! Eu sunt Oana Cătănoiu, ne reîntâlnim în curând la Capital TV, la Puterea Cuvântului. O seară minunată!